Patru artiști tineri din Suceava au avut parte de un sfârșit tragic. Se întorceau de la un spectacol unde au cântat și dansat. Viața lor s-a sfârșit însă într-o secundă. Șoferul care conducea mașina ar fi adormit la volan și s-a izbit puternic de un stâlp de electricitate. Trei dintre ei, cu vârste între 18 și 26 de ani, au murit pe loc. Un alt accident grav a avut loc și în Galați. Un șofer fără permis nu a respectat regulile de circulație și a intrat cu viteză într-un motostivuitor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum un șofer se oprește regulamentar la trecerea de pietoni. Pe lângă el trece însă cu viteză o altă mașină, care nu a oprit și s-a înfipt într-un motostivuitor. La volan era un băiat de 25 de ani, iar pe scaunul din dreapta o fată de 24 de ani. În urma impactului puternic, amândoi au fost răniți și duși la spitalul din Galați pentru îngrijiri medicale. Numerele de matriculare erau false, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii vădămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul cu număr fals de matriculare. În Suceava, la Dorna Candrenilor, a fost carnagiu. O mașină în care erau 5 oameni s-a oprit într-un stâlp. 3 oameni au murit pe loc, iar 2 au fost transportați de urgență la spital, în stare gravă. Din păcate, ulterior, la unitate medicală, un alt pasager, în vârstă de 31 de ani, din comuna Frătuții Vechi, a decedat ca urmare a leziunilor suferite. Celălalt bărbat este internat acum la spitalul din Suceava, în stare gravă. La unitatea de primire urgență a spitalului județean Suceava a ajuns un pacient de 29 de ani, politraumatizat, stabil, conștient, cu traumatism craniocerebral, traumatism craniofacial important, cu multiple fracturi la nivelul masivului facial, traumatism toracic și numeroase alte contuzii. Pacientul a rămas internat în secția de chirurgie maxilofacială. Cei 5 făceau parte dintr-un ansamblu artistic din Rădăuți și se întorceau de la un spectacol din județul Maramureș. Din primele informații, polițiștii spun că șoferul, în vârstă de 19 ani, ar fi adormit la volan, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Polițiștii continuă ancheta și încearcă să afle exact cum s-a produs accidentul. Și în Ploiești, doi tineri în vârstă de 18 și 19 ani au murit carbonizați în urma unui accident rutier. Mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp și a luat foc. În mașină mai era încă un tânăr de 18 ani, care a fost rănit și dus de urgență la spital. Doar în ultimele 24 de ore, în România au murit 10 oameni în accidente de circulație.